Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați venit la o ediție Voi cu Voi cu... Am în această seară un invitat absolut fabulos. Nu l-ați mai văzut niciodată la mine la emisiune, Andrei Diaconu. Este terapeut, face multe lucruri pe care nu știu eu să vi le spun acum, dar pe care o să vi le spună singur. A avut la un moment dat un episod și din momentul acela a reușit să primească semne și să vadă lucruri pe care noi nu le putem vedea. Dar foarte important în această seară, Andrei o să ne spună ce facem să ne ridicăm vibrația, ce facem să ne curățăm energetic, să ne curățăm aura și mai mult decât atât ne va spune, ne spune de fapt ce semne am primit astfel încât să vedem cum o să fie următorii ani. Va fi un an mai complicat undeva în 2024, o să vă spun Andrei de ce. O să vedeți că urmează să trăim 12 ani de sclavie, cum îmi place mie să spun. Asta nu înseamnă neapărat că e un lucru rău, un an mai bun, un an mai rău. Și e foarte important și vestea bună a acestei seri pe care Andrei o să vă dea este că spre deosebire de alte state, spre deosebire de alte țări, cu adevărat România este grădina Maicii Domnului, suntem ocrotiți, dar e foarte important, oameni buni, să fim buni. Și Andrei ne spune cum putem să facem asta. Așadar, bine ați venit la emisiunea Voi cu Voi. Andrei Diaconu, bună seara, bine ai venit la mine în emisiune. Bine v-am găsit. Ești prima oară și recunosc că m-am documentat așa cum se face. Pe la noi, pe cip în braț, la asta, ăștia mai bătrâni ne mai documentăm. Am văzut că ai făcut niște, să nu le zic previziuni, că sună prea complicat. Ai primit niște semne, niște mesaje despre ce se va întâmpla în următoarea perioadă în lume. Aș începe însă cu începutul, pentru că vreau să te întreb și iartă-mă că te întreb, dar trebuie să te întreb de unde ai tu aceste capacități? Că-s mulți din ăștia, știi, sunt foarte mulți de ăștia care zic că văd, că știu, că simt, că nu știu ce, care păcălesc oameni și nu e în regulă. E adevărat. În primul și în primul rând, mă bucur să fiu aici cu voi și ideea este că tot ceea ce simțim, tot ceea ce vedem, de fapt, este o energie, da? Și energia ne poate spune foarte multe. Eu văd aceste lucruri, ca să spun așa între ghilimele, văd, da, le simt și primesc anumite mesaje de foarte multă vreme. Însă ca oricare om care e un pic speriat la început de lucrul ăsta, fuge. Și am avut o perioadă destul de mare în care am fugit de acest, să zicem, dar, da, pe care l-am primit, pentru că nu este ceva ce am învățat. Până când am descoperit și alte căi prin care să-mi ponderez cumva energia și să pot să controlez lucrul ăsta. Și de aceea după aia am început să studiez Reiki și sunt maestru Reiki, am făcut începutul de NLP și sunt NLP practitioner, de asemenea și life coach. Auzi, da, ți s-a întâmplat ceva special de primit darul ăsta, Andrei? Nu cred că s-a întâmplat ceva special, adică nu pot să zic că am avut o traumă sau ceva de genul ăsta. Nu, sau poate o experiență, știu eu. Da, a fost o experiență undeva când eram mic. Extracorporală sau? O experiență în care am văzut anumite entități, să spunem. Da? Dar bune. Nu contează, da, dar nu contează asta neapărat. Ideea este că mulți dintre noi avem astfel de conexiuni, să zicem, cu cealaltă lume, da, cu lumea spirituală, doar că suntem prea ancorați în prezență, suntem prea ancorați de problemele astea cotidiene, știi, și ajungem să ne neglijăm pe noi ca și suflet, ca și entitate. Că, de fapt, noi ce suntem? Suntem suflet. Corpul ăsta e doar o carcasă. La un moment dat nu o să mai fie, dar noi o să existăm și în continuare. Deci ai primit aceste mesaje și nu le-ai folosit până în urmă cu ceva vreme, de teamă, de teama de a fi privit ciudat sau? Și asta poate, dar nu neapărat teamă. Ideea este că scopul meu principal este să ajut oamenii, da? Pentru că vine cineva la mine și pot să-i spun exact despre ce este vorba în cazul unor afecțiuni, poate, sau în cazul unor deregleri energetice destul de mari, care se pot corecta, da? De cele mai multe ori putem ameliora cam orice tip de boală, să-i te uiți la om și îi spui, Andrei, sau ai exact, văd lucrurile respective, da. Aura sau ce? În aură, da. În aură vezi. În aură, în aură. Adică vezi exact, te uiți la om și îi spui ce exact. Și de asemenea poți să mai primești și anumite mesaje, adică în momentul în care eu aș putea să văd viitorul unei persoane, este destul de simplu. Văd imagini color, da? În momentul în care sunt imaginile în alb-negru, asta înseamnă că este în trecut. Acum nu pot să-mi dau seama dacă este un algoritm pe care mi l-am făcut eu, da? Inconștient, uh-huh. Sau pur și simplu așa vede toată lumea. Dar mă bucur că ai punctat acel lucru cu mulți care pretind că văd anumite lucruri, pentru că perioada prin care trecem și prin care vom trece nu va fi foarte ușoară și din cauza asta mulți pot profita de acest lucru, pentru că oamenii sunt foarte debusolați, foarte disperați și caută răspunsuri.
Ce urmează să... Ce mesaj ai primit în ceea ce privește prezentul și în ceea ce privește viitorul? Știi că am trecut anul ăsta, sau cel puțin eu, dar cred că și tu și toată lumea, cu speranța de mai bine. Și, mă rog, n-au trecut foarte multe luni, dar parcă nu e încă ce trebuie. Într-adevăr, nu este încă ce trebuie și, din păcate, va mai dura, din punctul meu de vedere, toată nebunia asta. Eu zic că este doar începutul. La nivel energetic, noi am intrat într-un alt plan, da? Am intrat cumva din 4D în 5D. Ceea ce pățim noi acum, ceea ce experimentăm, nu este altceva decât o curățenie, ca să înțelegi, da? Și, uite, și legat de virusul ăsta, să știi că majoritatea celor care au făcut acest virus sunt persoanele care aveau deja foarte multe traume sau foarte multe frici, sau oamenii care, efectiv, nu aveau niciun fel de conștiință asupra sufletului, da? Oameni care trăiesc pur și simplu doar să mănânce, să meargă în concediu și să se uite la un meci sau ceva de genul ăsta. Pentru, da? Care, pentru cei care contează trupul. Exact. Despre asta e vorba. Exact. Este o selecție naturală care va dura aproximativ 12 ani de zile, da? Cam filmul cu 12 ani de sclavie, nu-mi da vestea asta. Ceva de genul ăsta. Dar ideea este că, vezi tu, dacă te deschizi, pentru că a fost 2020, a fost un moment în care oamenii au avut șansa să-și lărgească un pic orizonturile. Și dacă îți deschizi orizonturile, cu siguranță poți trece foarte ușor pentru peste aceste lucruri. Sunt 12 ani, Andrei, începând de când? Începând din 2020, da? A fost primul an. Ideea este că o să fie un an bun, un an mai prost. Da? Spre exemplu, anul 2021 este un an care va aduce o oarecare relaxare în perioada de vară, da? Începând din aprilie, pentru că pentru România în principal, dar spre iarnă începea să înțească lucrurile. Problemele care vor fi anul ăsta, nu numai la nivel de țară, ci la nivel global, vor fi sociopolitice. Vor fi foarte multe mișcări politice, foarte multe proteste, foarte multe schimbări, da, de regimuri și tot așa, urmând ca în anii ce vin să vedem cum și Uniunea Europeană va suferi niște modificări, cum anumite țări vor ajunge să se destrame, să vor face alte alianțe și tot așa. Stai așa, că te duci prea repede, stai așa, că nu te las, că avem tot timpul din lume. Adică se destramă Uniunea Europeană în general sau vor fi niște state care vor... Vor fi niște state care vor părăsi, vor părăsi, da? Și Uniunea se vor Europeană. Reconfigura. Din punctul meu de vedere, peste ceva ani, nu pot să spun exact că nu sunt Dumnezeu, dar peste câțiva ani vor fi alte formațiuni, da? Ideea este că țările cele mai afectate vor fi țările care își plătesc karma în momentul de față. Uite, spre exemplu, Marea Britanie, care a ieșit din Uniune, în maxim 3 ani de zile va ajunge foarte rău. Și de ce? În asta intră și Marea Britanie și Franța, pentru că ei tot ce au făcut, au făcut prin colonizări. Da? Au făcut prin sclavie, au făcut prin niște metode de cucerire, ca să spunem. Da? Și foarte mulți oameni au suferit, foarte multe suflete au murit acolo. Da? Și acum cumva este un payback time. De asta spun că la nivel, da, energetic este de fapt o curățare. Da? E un cleansing pe care natura și-l face. Da? Și mai mult de atât, suntem și prea mulți. Este foarte adevărat. Păi cine zice că suntem prea mulți? Că toți suntem lăsați de Dumnezeu. A, nu ne mai îngăduie planeta. Exact, nu ne mai ține pământul, Andrei. Uite-te în jurul nostru. Noi am uitat ce înseamnă să iubim. Am uitat ce înseamnă să ne iubim pe noi, să iubim pe cei de lângă noi. Am uitat să facem, nu știu, o pomană, o zeciuială. Toată lumea aleargă disperată după niște bunuri materiale care, da, îți aduc un confort pe moment, dar cu siguranță în timp asta nu contează, nu e nimic după tine. Înțelegi? Dar n-am văzut mor cu card în gură, tu ai văzut? Exact, nu, nici eu. Nu, nici cu un castel, dar am văzut niște cavouri cu televizoare și alte lucruri, dacă cumva. Adică alea sunt efectiv niște inepții. Înțelegi? Sunt absolut niște inepții. Iar noi ne ghidăm doar după lucrul ăsta. Și din păcate, cea mai mare problemă a acestei etape prin care trecem, nu este ce se întâmplă în jurul nostru, se întâmplă în interiorul nostru. Pentru că vom vedea cel puțin anul ăsta cum extrem de mulți oameni vor fi foarte deprimați și vor avea niște acțiuni foarte ciudate. Va crește rata de sinucide, va crește rata de infracțiuni, va crește rata de boli psihice, ca să spunem așa, da? Și vor apărea tot felul de conflicte efective. Nu știu dacă tu ai văzut, dar eu efectiv de câteva luni de zile, dacă merg la un magazin sau ceva, clar se întâmplă ceva. E cineva foarte nervos, e cineva cu capsa pusă. Nu mai suntem mai mult pentru noi. Știi cum e? Că atunci când vine sfârșitul lumii, nu e cazul, dar atunci când vine sfârșitul lumii, fiecare încearcă să prindă o scândură de care să țină. Știi? Ca și pe Titanic. Fiecare intră în barcă ala care poate. E o luptă. Cum facem să rămânem întregi, în primul rând, în capul nostru? În capul nostru, asta este cea mai mare problemă. Da. Păi de-aia te întreb.
mintea poate fi cea mai bună prietena noastră sau poate fi cel mai mare dușman. Imaginează-ți că mintea este o mică bărcuță, da? Bărcuța aia trebuie să plutească, da, într-o apă liniștită, adică într-un lac, da, în care noi să controlăm vremea, valurile, cât de adâncă este apa, dacă mai sunt niște creaturi marine pe acolo. Din păcate, majoritatea oamenilor, din cauza problemelor, temerilor, fricilor, fac acea apă, da, un mare ocean, ocean care după aia dirigează el cum vrea, da? Și apoi începe să preia controlul asupra noastră și de acolo apar anxietăți, apar boli, pentru că, de fapt, orice problemă fiziologică are, de fapt, o legătură energetică, da? Dacă logic. Tu faci acea reglare energetică necesară, poți scăpa de foarte multe boli. Ideea este că oamenii nu se moară doar de COVID, da? Chestia asta, și statistic vorbind, dacă ne uităm, s-au fost boli care au murit mai mulți oameni decât COVID-ul ăsta, ci panica, înțelegi? Panica și faptul că ne lăsăm cuprinși de frică, frica în timp provoacă depresie și la o depresie poți foarte, face foarte ușor un cancer, înțelegi? Uite, am clienți care, spre exemplu, au luat virusul ăsta și n-aveau nimic fizic, dar văzând tot timpul la televizor că nu poți să respiri, că simți ceva la plămâni, psihic, înțelege, dezvoltau acele simptome și era mai mult, de fapt, o boală psihică. Și boala mentală, ca să zic așa, mentală, din păcate, o să fie cea mai mare. Asta o să ne distrugă. Cumva ne facem rău singuri. Și m-a întrebat cum să rămânem sănătoși. Da, cum să rămânem sănătoși la cap. Să avem, în primul rând, în vedere faptul că trebuie să ne adaptăm. Odată cu anul ăsta noi am intrat și în era vărsătorului. Era vărsătorului, să știi că este o eră foarte ciudată, care poate schimba macazul în orice clipă. Să încercăm să ne facem niște planuri foarte bine stabilite, ca apoi să fim dezamăgiți, ci să profităm de fiecare ocazie, să ne axăm foarte mult pe noi înșine și să facem rai din ce avem. Din ce avem, adică să te bucuri de clipă, să te bucuri de moment, de clipă, de tine, de oamenii din jur. Ideea este că noi trebuie să ne axăm foarte mult pe interiorul nostru, da? Dacă stăm să ne gândim un pic așa, noi am avut multe de învățat în pandemie. Am avut pe cineva la cabinet într-o zi și am întrebat-o, măi, fată, tu ce ai învățat din pandemia asta, știi? Și mi-a spus o chestie foarte interesantă, mi-a spus că am învățat că eram fericită, înțelegi? Adică începem să putem să apreciem niște chestii după ce nu le mai avem. Haideți să începem să apreciem ceea ce avem în prezent, da? Oamenii de lângă noi, pe noi înșine, faptul că putem face niște lucruri. Nu tot trebuie să fie o fugă. Iar pe calea asta spirituală, la fel, toată lumea crede că e o cursă contra cronometru în care noi trebuie să acumulăm informații. Nu. În momentul în care te oprești și te simți, da? Atunci poți să zici că evoluezi spiritual. Este o evoluție globală, este o schimbare globală la nivel energetic și noi suntem parte din chestia asta. E foarte important să facem asta, iar pe noi în momentul de față ce ne-a defazat, ca să spun așa, cel mai tare, este lipsa contactului uman. Natura umană este ca un stup, da? Noi suntem albinele, da? Este o energie constantă. În momentul în care se pare acele albine, alea mor. Înțelegi că au nevoie. Uh-huh. Au nevoie de apropiere, de îmbrățișări. Au nevoie. De fapt, asta ne-a făcut cel mai rău să suferim, din păcate. Asta a fost cea mai mare problemă. Doamne ferește, eu nu zic să acum ieșiți toți fără da, bun sau nu, ceva de genul ăsta. Niște limite. Și exact cu niște limite și niște măsuri de precauție adecvate, dar încercați socializați, pentru că singurătatea te poate schimba foarte mult. Da? Îți poate crea niște frici foarte mari, se poate crea niște psihoze la care poți ajunge și nu este ceea ce trebuie. Sunt eu oameni sunt care nu au ieșit din casă de luni de zile. Eu sunt îngrijorată foarte tare din cauza copiilor. Copiii toți, Andrei, sunt schimbați. Știu. Din cauza acestei școli online. Eu vreau să înceapă școala, nu știu, să-i testeze, să le facă ce-o vrea, numai să înceapă școala. Mă uit la mine, mă uit la copiii, la copilul meu, la colegii ei. Asta își doresc cel mai mult, deci ei ajung să-și dorească să fie tot timpul împreună, să stea împreună. Așa este. Avem vreo șansă să vedem copiii ăștia normal la cap? Sau? Hai să o luăm logic. Noi trimitem copiii la școală, în primul și în primul rând, nu pentru a învăța să scrie, să citească. Îi învățăm să socializeze, îi învățăm să se supere, să ierte, să dăruiască, să facă față unui anumit tip de stres, da? Și noi am luat de acolo, înțelegi? Și am băgat într-o bulă, da? În care ei sunt în fața unui calculator și
Asta, atenția nu este aceea, le lipsește în chestia asta. Logică, copiii încep să dezvolte anumite frici, anumite fobii, da? Când vor intra din nou în, la școală, da? Nu vor mai ști să reacționeze la fel. Înțelegi? Și asta este problema foarte mare. Ideea este că generațiile astea și cele care urmează, din punctul meu de vedere, sunt niște generații de sacrificiu. Școala acum are început. Din punctul meu de vedere, vor mai fi modificări până la sfârșitul anului. Se va trece din nou la lucrul ăsta. Și, din păcate, eu cred că în aproximativ 10 ani de zile va fi doar școală online exclusiv. Ferească-ne, Dumnezeu. Nu vreau să zic ceva cu exactitate, însă într-o lege, parcă am citit, dar nu pot să zic 100%, dar prin 2012, în legea învățământului, scria cumva că se dorește trecerea la învățământul online. E un paragraf acolo. Adică sunt chestii care cum erau și pregătite. Asta nu e bine deloc, Andrei. Asta... Nu, nu este bine, pentru că asta o să facă copiii și o să facă generație care urmează foarte obtuze în gândire. Nu vor mai avea direcții, da? Vor fi mai ușor de controlați. Și de fapt, eu cred că despre asta este vorba. Înțelegi? Trebuie să fim mai ușor de controlați. Pe nu luasem noi în cap, da? Călătoream unde voiam, când voiam. Și asta cu călătoriile va fi o problemă. Eu consider că câțiva ani de zile, din ce simt eu, va fi destul de complicat să călătorim. Da? Nu neapărat din cauza vaccinului, chiar și cu asta. Dar din cauza vaccinului, ci din cauza prețurilor foarte mari care vor fi la biletele de avion. Spuneai ceva legat de 2024. În primul rând, să vorbim despre 2022, care este un an în care se va relua acest COVID. Nu-mi dau seama dacă este o tulpină nouă, da, sau este altceva. Iar anul 2024 nu pot să văd exact ce va fi, doar că știu că va fi de o magnitudine mai mare. Da? Ce simt eu este că ar fi gen un foc. Da? Foc poate să însemne incendii foarte mari, pot însemna o boală foarte puternică, dar vom fi așa. Ți-am zis că am un an așa, un an așa. Deci dacă 2022 va fi un an în care iarăși vom fi puțin agitați, anul 2023 liniștit, 2024 iarăși o bombă, ca să spun așa. Deci în cei 12 ani de sclavie despre care tu vorbești, așa îmi place mie să răspund, pentru că filmul a fost absolut excepțional. Adevărat. O să trăim cu toți carcalaci ăștia, virus și da, alte lucruri? Da, o să trăim și, din punctul meu de vedere, și izolarea asta nu este bună. Nu trebuie să fii medic, da, ca să ai un raționament simplu. Gândește-te că tu ai un sistem imunitar, da? Sistemul tău imunitar răspunde la agresiuni exterioare. Tu când mergeai la magazin, la un concert, unde erau mii de oameni, da, în jurul tău, sistemul tău era, imunitar era activ. Pentru că, da. Exact, pentru că era un virus, îți rământa unul, nu știu ce, sistemul tău imunitar era tot timpul pe fază, da, și te proteja. Tu acum ce ai făcut? Ai stat în casă luni de zile, da? Sistemul imunitar își dă seama că nu e niciun pericol în mediul tău, în zona ta de confort, să spunem așa, da? Și începe să își lase garda jos. Poți să ieși afară, înțelegi, și poți să dezvolți, nu știu, un oreon, spre exemplu, sau orice altceva care poate avea o magnitudine de 10 ori mai mare, pentru că sistemul tău din plan nu este pregătit. Clar trebuie să respectăm niște măsuri de siguranță, asta o spun cu cea mai mare certitudine, da? Dar în același timp, toată izolarea asta nu este cel mai bun lucru. Și atunci, din punctul meu de vedere. Ce ar trebui făcut să îmbinăm cele două lucruri? E foarte important să știe telespectatorii, Andrei. Ar trebui să ieșim și noi din casă în limita în care putem. Da? Încercați să vă plimbați, mergeți în zone izolate, la munte, luați-vă familiile, luați-vă copiii, plimbați-i printr-un parc, dacă nu avem atâtea zone frumoase în țara asta încât putem să mergem în multe locuri. Dar nu, să nu stăm foarte mult în casă. Nu ne ajută nici energetic, este o energie stagnantă când stăm în casă. Asta ne face să intrăm în tot felul de gânduri, de depresii, să somatizăm cu tot felul de boli. Înțelegi? Uh-huh. Nu este ceea ce trebuie. Și, repet, copiii, da, sunt cei mai afectați. Da, cât aș fi vrut să nu spui asta, deși, mă rog, e o chestie care se vede, copilul. Părinți. Înțelegi? Adică dacă tu ești un părinte responsabil și îți dai seama că copilul tău este afectat, ok. Acum, pe bune, stă copilul ăla cu ochii în calculatorul ăla, cât crezi că învață din informația pe care o aud? Nu, evident. Fă că cu el activități, du-l să sape, nu știu, să se joace cu gărgărițele, habar n-am, să arăți niște lucruri normale. Pentru că și școala asta, de fapt, uite, nu știu ce ai studiat neapărat, dar sunt foarte mulți care studiem ceva și facem altceva. Și eu am făcut economia, turism intern și internațional. N-am lucrat o zi, înțelegi, în partea de economie. Trebuie să învățăm să ne adaptăm la ceea ce avem. Și multora lipsește școala vieții, să știi, și e foarte important. Da, și asta. Sunt și mici copilași ăștia. Îți dai seama ce amintiri vor avea ei
Dacă la 10-12 ani își amintesc de anul pandemiei în care au fost închiși în casă... Trebuie să recunoaștem că este și o manipulare foarte mare, că pe orice canal de TV ai deschide, orice pagină de internet ai deschide, clar găsești ceva, orică e vorba de o mască, reclamă la mască, orice COVID, scazuri... Bine, au profitat unii, clar, pe bună dreptate, clar, Andrei, clar, adică aici astea suntem perfect de acord amândoi. Dar problema este, uite, că economia se duce de rupă și, și multe altele. Pentru România ai avut un semn special? Da, din fericire să știi că România, nu sunt singurul care spune chestia asta, la un moment dat și părintele Arsenie Boca a spus că vor fi momente în care românii vor vrea să întoarcă în, în țară și nu vor putea și asta se va întâmpla la un moment dat. Nu știu dacă mai țin minte atunci când a venit Papa Ioan Paul, parcă în România, da? Dar a salutat pământul, a spus că este... Grădina Maicii Domnului. Exact. Ceea ce este foarte adevărat. Ideea este că multe informații nu sunt date publicului, dar din ceea ce simt, zona asta este o zonă complet energetică și aș putea să o numesc chiar ca fiind leagănul civilizației. Multe țări vor avea de suferit, dar la noi va fi mai bine decât la alții. Da? Deci cumva chiar va fi mai bine. Nu dau seama în ce direcție, dar noi chiar suntem mult mai feriți decât alte țări. Când spui că vor să se întoarcă în țară și nu pot, ce poate însemna asta exact? Mă rog, în măsura în care ai văzut... Asta e ideea, că nu-mi dau seama exact despre ce este vorba aici. Poate fi o chestie că aceste țări se vor închide, poate. Nu mă voi primi, poate din cauza virusului ne vom închide cumva, da? Uh-huh. Fiecare țară în parte. Pentru că de aici vor porni și conflictele, înțelegi, între state. Și mai este o chestie, puterile economice mari, care sunt în momentul de față, nu vor mai fi așa. Din punctul meu de vedere, spre exemplu, Statele Unite ale Americii, și asta am spus-o, cred că de prin octombrie anul trecut, că vor fi niște probleme acolo, vor avea niște ani, 10 ani de decădere. Ei vor ajunge să aibă conflicte între statele lor, da? Deci în 10 ani de zile America nu va mai fi ceea ce este acum. Vreau să te mai întreb ceva. Faptul că suntem un popor grădincios, sau mă rog, nu știu câți dintre noi, câți la sută, suntem și în interiorul nostru la fel de buni pe cât suntem atunci când vorbim cu Dumnezeu și spunem că noi suntem cei mai tari și am făcut cele mai bune lucruri și El se uită așa și ridică dânsprâncean. Da, mă, bine mă, ok, așa e. Ajută cumva energia acestui popor și apropo de ce spuneai tu, faptul că suntem cumva mai feriți? În primul rând, ce înseamnă credincios la tine? Ce simți Bă, tu pentru mine credincios înseamnă un om care face fapte bune. Așa. Sau care nu face fapte rele, dar nu face nici bune, dar nu le face nici paralele. Nu înseamnă neapărat unul care se duce să se dea cu capul de cruci. Exact. Înseamnă unul care îmbracă un desculț, încalță un desculț, hrănește un sărac, ajută un copil să se ducă la școală și mai cu seamă nu face rău celui de lângă el. Asta cred eu. În primul rând vreau să te felicit pentru gândire, că așa este. Mulți oameni consideră că a fi credincios înseamnă a fi foarte religios. Înțelegi? Este o diferență foarte mare. Gândește-te că noi suntem... De fapt, de când suntem mici, nouă ni se spune că suntem... că trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Da? Ni se spune chestia asta. Ai încredere în Dumnezeu, că o să fie bine. Corect. În același timp, știm că noi suntem părți din Dumnezeu. Adică suntem scântei în această energie universală, căruia noi alegem să spunem Dumnezeu, Allah, orice ar fi, da, să știi că este unul singur, da. E bine, raționamentul ăsta este foarte simplu. Dacă tu ai încredere în tine, adică în această scânteie, parte, în această energie, da, înseamnă că tu ai încredere și în Dumnezeu. Aici e o greșeală. Noi trebuie să avem încredere în noi. Avem încredere în noi, da, cu siguranță avem încredere și în Dumnezeu. Faptul că noi, să spunem, românii, da, suntem niște oameni care au acest cult al unei entități, da, al lui Dumnezeu și avem multe mănăstiri și ne rugăm. Sfinte, e într-adevăr un lucru foarte important. Uite, și când mergi la o biserică, spre exemplu, nu locul respectiv este cel care, că nu clădirea în sine nu este cea care te ajută. Ce energia oamenilor, ce energia care, care se ducă cu energia colectivă, exact, da, care se roagă și fac ca și canalul de comunicare cu divinitatea, da, să fie mult mai facil. Deci noi suntem părinții Dumnezeu, da? Și într-adevăr, în România există și oameni buni. Clar, da? Dar nu e vorba doar de asta, este vorba doar de, nu doar de, și de pământul ăsta, da? Energiile sunt extraordinare, sunt niște puncte energetice în România extraordinare. Rămase de la moșii și strămoșii noștri, Andrei. Eu de-aia spun și pot să o numesc că suntem cumva leagăni în civilizație, în ăsta de vedere. Foarte tare, place foarte tare asta. Apropo de energii, mă rog, hai că am făcut varză emisiunea asta și vreau să mergem, pentru că ai foarte multe lucruri pe care le știi și eu sunt așa că îmi vine să mă duc în toate și să nu aprofundez niciuna până la capăt. Apropo de curățarea energetică, pentru că, de fapt, cred că asta faci și tu.
Atunci exact. Când vezi aura unui exact. Om, îi spui exact ce să facă, să se curețe energetic. Da. Vreau să le explici telespectatorilor de ce este importantă această curățare energetică. De ce este atât de important să te cureți prin orice metodă, cum să zic eu, ortodoxă, na, ca să... Uh-huh. Exact. Adică nu spre păgunism, spre... Înțeles, da. Vezi tu, Mirela, sunt niște lucruri simple. Mai devreme spuneam despre această scânteie din Dumnezeu, uh-huh. da? Noi toți ne imaginăm că suntem niște sfere de energie, niște sfere mici de energie, dar nu contează la cât de carnale suntem noi când ne întrupăm pe pământ, suntem niște sfere de energie. Sferele de-a lungul vieții sunt atacate, da, de tot felul de sulițe, ace, cum vrei să le spui. Acele, sulițele, de ce înseamnă? Frici, temeri, blesteme, karmă de neam, lucruri negative, dezamăgiri, da? Și atunci să arătăm ca niște arici. E bine, în momentul când ai ajuns arici, ariciul ăla, acele respective, te fac să-ți scadă foarte mult vibrația. Scăzându-ți vibrația, intri într-o stare foarte proastă, da? O stare de depresie, anxietate, apar boli, da? Și mai mult de atât, ariciul are un fel de magnetism, încât atrage asupra lui, da? Tot arici. Ce înseamnă? Situații conflictuale, persoane conflictuale, blocaje, simți că vrei ceva, să faci ceva, dar nu-ți iese, tot felul de amânări și tot așa, da? E bine, asta înseamnă că acel om este blocat din punct de vedere energetic. Ce face un terapeut energetic, da? Cum fac și eu și mulți colegi de-ai mei, da? Noi scoatem acele ace. Și astea se scot prin diferite metode. Sunt lucruri pe care le pot face doar terapeuții, da? Cu siguranță că poate au mai multă experiență. Și niște sfaturi simple pe care le pot face oameni, da? Ca să ridici vibrația, spre exemplu, este suficient să asculți o muzică care îți place. Nu contează că este heavy metal, că este muzică religioasă sau este operă, da? Dacă îți place, aia îți crește vibrația. Să faci baie cu sare. Sarea purifică, întotdeauna a purificat și este iarăși o metodă foarte bună de a-ți ridica vibrația. Să aerisești în casă, la fel, același lucru. În casă, dacă simți că este o energie stagnantă, o dată la trei luni e bine să muți un corp de mobilă. Din nou, chestia asta ajută, da? De asemenea, rugăciunea. Noi am uitat să ne rugăm și aici nu mă refer la a sta în genunchi, da? Și a-ți da palme peste cap la tot felul de ritualuri de astea care mie mi se pare exagerate, pentru că Dumnezeu ne vrea fericiți, înțelegi? Nu vrea să fim schingiuiți, să ne ducem în genunchi în jurul bisericii sau mai știu eu ce lucruri, da? Să te rogi să nu se uiți din suflet, da? Un Doamne ajută sau Doamne îți mulțumesc. Uite, îți mulțumesc că sunt aici cu tine astăzi, da? Și eu îți mulțumesc. Este suficient, da? Ca să ajung acolo sus, decât dacă aș lua o rugăciune de 20 de pagini pe care să o citesc și pe care îți garantez, Mirela, că nu poți să-ți focusezi doar atenția, da, pe ea. Se duce gândul aiurea. Exact. Am mai spus asta, dar îmi place să o spun, că vorbim prea mult despre Dumnezeu și prea puțin cu El. Da, foarte puțin cu El. Și poți să vorbești oriunde. Nu trebuie să stai în genunchi, poți să fii și când îți faci baie, poți să fii și în mașină. Adu-ți aminte de chestia asta. Iar noi ne ridicăm vibrația făcând și lucruri bune. Înțelegi? În momentul în care tu vezi pe cineva pe stradă și dai o bucată de pâine, este minunat. Apropo de asta, o să dau un sfat tuturor, nu dați bani cerșetorilor, da? Sunt și ei suflete, cu siguranță, poate au o karmă foarte grea, dar în momentul în care tu ai dat bani persoanei respective, ți-ai dat intrăbul tău divin în bani. Puteți să dați orice, haine, mâncare. Adică să le cumperi ceva și să le dai, exact, fără să le dai bani. Zeciuiala, iarăși, este foarte importantă. Dacă te gândești, poporul evreu are niște secrete, da? Da? Corect. Și pentru ei zeciuiala este ceva... Cum facem noi aici cu zeciuiala asta, Andrei? Se spune că ar trebui să dai 10% din ceea ce câștigi anul. Corect. Da? Unii își permit să facă asta, dacă îți permiți foarte bine foc, dacă nu, dă ceva, măi. Când îți iei salariu, dă ceva. Înțelegi? Bani? Nu, un lucru. Ai o vecină care săracă e amărâtă, nu știu. Cumpără-i o pâine, cumpără-i o sacoșă cu orez, făină sau ce mai este acolo. Dar să mergi la o biserică să te oameni amărâți. Păi asta zic, sau îmbracă un copil. Sau îmbracă un copil, exact. Adică sunt chestii pe care le putem face și asta ne ajută, da? Și cel mai important lucru pentru a avea o vibrație foarte bună este să ne mai încărcăm cu tot ceea ce este în exterior. Gândește-te că noi, prin tot ce am trecut acum, ne-a scăzut vibrația foarte mare. Dacă tu ai vedea energetic, da, cum arătați pe România, ai vedea o mare, foarte agitată, de culoare neagră, da, și doar câteva scântei de lumină. Aia sunt oamenii care, într-adevăr, sunt cât de cât protejați. Dar numai România au... a scăzut energetic. Nu, global vorbim. Global vorbim. Global, numai că noi eram, la un moment dat, mai sus decât alții, din câte știu eu. Da, da. Și asta ne ajută pământul. Nu, suntem peste alții și în continuare. Uh-huh. Dar nu suntem cum am fost, să zicem, acum 2 ani de zi. Înțelegi? Uh-huh.
Casa, de exemplu, energetică, Andrei, noi o să ne mai vedem, dar acum ce-mi vine în cap te întreb, că după aia te iau eu așa pe felii. Casa, dacă simți în casă ceva, fie, nu știu, nu dormi sau simți, sunt oameni care simt. Eu, de asta exemplu, ai trăit tot simt, tu. Da, eu simt dacă intru într-o casă sau văd un om, știu clar dacă e energetic. E compatibil, e compatibil, e bun sau nu? Nu, nu te gândi că, da, știi, stai în banca ta. Ce faci în casă? Tu ca, adică nu putem să te chemăm pe tine în toate casele. Nu, nici n-aș putea să mă clonez. Exact. Deși multă lume nu înțelege asta, exact. Știi? Dar mi-aș dori să ajut cât mai multă lume, încerc să ajut cât mai multă lume, dar sunt și eu până la urmă unul singur. Cea mai bună metodă de a purifica spațiul în care locuim este să ardem salvie. Da? Salvie? Salvie. Salvia se poate găsi în mănunchiuri, da, gata, uscată, sau mai există, să zicem, ceai de salvie dacă ți este mai la îndemână și poți pune pe un cărbune de la pe care se arde tămâia. Da? Dacă avem flămâștocul ăla de salvie, important este să-l aprindem, da? Ar trebui să dăm, dacă casa e foarte încărcată, dacă simțim că ceva e foarte încărcat acolo, să dăm cel puțin 7 zile, adică să ardem salvie 7 zile în casă. Cel mai important lucru este atunci când dăm cu salvie, nu efectiv să o ținem în mână, ci să facem niște rotocoale micuțe de la stânga la dreapta, în sensul acelor de ceasornic cum te uiți la el, da? Pentru că asta nu face altceva decât să creeze niște vortexuri mici, da? De curățare, prin care energia negativă intră. Și cel mai bine ar fi să facem acest lucru cumva la colțurile casei, da? De asemenea, un alt lucru pe care l-am spus, cred că și pe într-un filmeze de pe canalul de YouTube, un pahar de sare cu apă, da? Punem jumătate sare, jumătate apă. Și îl punem lângă ușa de la intrare, da? Pe interior. Poate fi pe un raft, poate fi lângă ușa. Ușa de la intrare în casă, nu? De la intrare în casă. Exact. Și îl lăsăm aproximativ 24 de ore. Ai fi surprinsă să vezi cum va arăta acel pahar cu apă și sare, adică după 24 de Andreiule. Ore. Da. Sau explodează efectiv. Știi, dacă este foarte încărcată casa. Dacă casa e curată, nu ai nicio problemă. Și facem chestia asta. Înțelegi? Bineînțeles, sfeștania. Sfeștania. La fel, nu e vorba de părintele, de preotul care vine acolo, da? Că sunt și aici preoți cu har și preoți fără har, la fel cum sunt oameni ca mine care poate putem să facem ceva, tot cu ajutorul lui Dumnezeu, că pot, ce fac cu siguranță și eu, el lucrează prin mine, da? Sau oameni care nu. Dar taina sfeștaniei, ca să spun așa, energia aia, da, care ți-o aduce în casă preotul respectiv, poate însemna foarte mult. Da, foarte interesant asta, pentru că sunt, mă rog... Ce sunt foarte simple, dacă stai să te gândești. Adică da, sunt simple. Salvia asta probabil că are niște proprietăți... Exact. Pentru anumite boli, Andrei, dacă știi că suferi de anumită boală, în paralel cu tratamentul medical pe care și sigur tu în primul rând și tu în primul rând îl recomanzi, bineînțeles. În paralel cu ceea ce putem face noi cu plante cu și așa mai departe. Există boli care vin din această încărcare energetică, corect? Da, vindecarea sufletească este cea mai importantă. Cea mai importantă, spre exemplu, uite, în stomac se acumulează toate fricile, toate dezamăgirile, toate temerile. Și asta e o chestie pe care o experimentăm toți. Când ai foarte multe emoții sau când ești încărcat, ai văzut că simți aici în partea de plex solar de stomac. Energia aia, dacă nu este eliminată, ajunge să se lege cumva, da, de organele tale și așa apar tumorile. Spre exemplu, asta este principala cauza cancerului, da? Cancerul la stomac în principal sau, mă rog, unde se sedimentează. Întotdeauna un tratament, da, de medic trebuie urmat cu siguranță, da? Dar trebuie făcute și anumite proceduri energetice pentru a elimina acel lucru, da? Că apelezi la cineva, că poți să-ți faci tu niște curățări, că poți să meditezi, în primul rând, golirea minții, da? Iertarea oamenilor, da? Sunt oameni care, spre exemplu, nu și-au iertat părinții, că au suferit anumite lucruri în copilărie, traumele alea trebuie eliberate. Și în momentul când eliberezi acele traume, da? Cu siguranță și corpul va rezona, da? Și va începe să se armonizeze sau să se vindece. De asemenea, sunt lucruri care vin și din alte vieți. Da? La fel, poți să ai o karmă de neam, spre exemplu. O karmă care vine pe generație, generație, generație. Deci sunt cam 7 generații care sunt afectate. La fel, trebuie făcute niște curățări de karmă, da? Care se fac poate prin post negru, se fac prin anumite rugăciuni. Dar vezi tu, la fiecare persoană este individual, da? Dacă ție merge, nu știu, să îți faci niște băi cu anumite ingrediente, poate că altă persoană va trebui să facă o călătorie inițiatică la 3 mănăstiri la care va rezona cu lucrul respectiv. Apropo de karmă, România are o karmă din asta
pe care o duce în spate. Unii spuneau că ar putea fi chiar o karma dată de Ceaușescu, pentru că a fost omorât în ziua de Crăciun și așa mai departe. Are România această karma, Andrei? Există o karmă de neam. Fiecare popor are o karmă de neam. Da, și mai devreme îți spuneam că Marea Britanie este cazul care are o karmă mai grea. Gândește-te că ziua în care s-a întâmplat această ucidere, ca să spunem așa, are o însemnătate foarte mare pentru noi. Cel puțin pentru români, eu întotdeauna am simțit că sărbătoarea Crăciunului este foarte importantă și o sărbătoare foarte importantă pentru noi. Dar din punctul meu de vedere, karma României prin uciderea lui Ceaușescu este mult mai mică decât ale altor țări în care au făcut absolut genocid. Da? Germania, câți oameni au omorât? În lagăre și în alte diverse lucruri, da? Și nu numai, da. Tocmai. Deci, clar avem o karmă de neam. Măi, suntem supuși păcatului, înțelegi? În fiecare zi păcătuim, în fiecare zi facem o greșeală. Dar asta înseamnă să fii om, da? Nu poți să fii fără de păcat, cum se spune la biserică, da? Nu putem să facem asta. Păcătuim, învățăm din chestiile astea, da? Sunt niște lecții. Imaginează-ți că noi vorbim despre liberul arbitru de foarte multe ori, da? Și considerăm că suntem stăpânii vieților noastre. În proporție de 10% să zicem că este adevărat. De ce? Pentru că tu atunci când vii pe pământ, te încarnezi, da? Tu ai un destin, da? Imaginează-ți că destinul este un labirint. Și tu, Mirela, ai venit aici, în fața acestui labirint, ai intrat în labirint, te-ai născut. Dar tu știi, adică se știe, ești femeie, te naști în România, o să ai o carieră în televiziune, o să ai copil, nu o să ai copil, ești predispusă la anumite boli, da? Cumva lucrurile sunt stabilite. Liberul tău arbitru este doar în interiorul acestui labirint. Adică știi, intri pe ușă, pe alta, la un moment dat dai cu capul de un perete, că nu e acolo intrarea, sau rămâi blocat, da? Ei bine, atunci termin liberul arbitru. Mă duc în stânga, mă duc în dreapta, mă întorc înapoi. Deci liberul arbitru este doar cam atât. Ai spus la un moment dat, că eu te-am urmărit pe YouTube, recunosc, că atunci când a prins lumânările, da, nu, la biserică sau și acasă, trebuie să faci într-un anumit mod, adică trebuie să faci o rugăciune specială sau cum? Nu, e o informație pe care ai preluat-o, dar nu. Cred că din ce ai înțeles tu acolo, ce am vorbit eu, era vorba despre o listă de intenții pe care era bine să ne facem acum la începutul 2021, când intrăm în acest ciclu de 12 ani. Era vorba așa, despre a scrie intențiile pe o foaie de hârtie, după care să aprinzi 9 lumânări, talea pastiluță în formă de cruce, da, și să le lași să ardă. Asta o putem face în fiecare an la trecerea dintre ani, da? A, deci nu, acum chiar și atunci când avem o problemă, asta ajută. Dacă ai o problemă și vrei să se rezolve acea problemă, da, scrie pe hârtie intenția respectivă și cu siguranță te va ajuta și lucrul ăsta. Adică e un lucru... Asta înseamnă oricum credința ta. Da, exact. Crede și crezi, vei primi. Și nu? Trebuie să crezi în tine, Mirela. Asta este ideea. Oamenii tot timpul... Noi acceptăm exterior. Lasă că mă ajută Dumnezeu. Lasă că... Că mă ajută colegul. Că mă ajută colegul. Că vine autobuzul. Norocul. Că mă ajută... Nu e chiar așa. Lucrurile mai facem și singuri. Înțelegi? Eu vreau să-mi spui cum ne ridicăm noi pe interior. Noi, măcar ăștia care mai putem câțiva. Nu suntem chiar așa câțiva, suntem mulți. Înțelegi? În primul rând, haide să ne oprim în a mai accepta, da, să fim manipulați. Pentru că noi suntem într-o manipulare continuă și totală, dar la nivel subliminal. Și prin reclamele pe care le vedem pe stradă, da, în care apare cineva care face reclamă la lingerie, spre exemplu, și este super sculptată sau mai știu eu ce, tu te simți, mamă, e ca asta, deci nu vreau să port asta. Da? Deci aia este o chestie care te face să te simți frustrată și te duce în jos. Duce exact. În cap. La televizor, tot felul de reclame. Dacă nu ai ultimul model de nu știu ce telefon, ești nimeni. Da, înțelegi? E zero barat. Exact. E bine, trebuie să ne axăm mai mult pe ceea ce avem și pe chestiile foarte simple, da? Uite, împământarea este o altă metodă foarte bună în a-ți ridica vibrația și a te conecta cu energia pământului. Împământare ce înseamnă? Să mergi descurs prin iarbă, să îmbrăzezi un copac, înțelegi? Chestii de genul ăsta. Da, să zică lumea că ești nebun, că ești cealap. Știi că eu știu suntem asta, în situație... Dar oamenii te judecă și dacă faci ceva bun și dacă și nu dacă faci nu ceva. Faci, crezi că eu nu am pățit chestia asta sau tu nu ai pățit ceva? Păi tocmai de asta zic, crezi că dacă duci... ești de aici, nu e cineva care să spună ceva despre tine? Absolut, dacă te duci așa și te vede nebună, aia a luat un copac în brațe, zice ori e beată, ori e nebună. Adevărat, da. Tu trăiești cu oamenii păi, care spun că ești tocmai asta vreau să le spui oamenilor, să nu le fie rușine,
să nu le fie teamă că cineva ar putea să-i judece dacă ei fac o chestie care să le fie bine lor, să le facă bine lor. Eu și poate alți oameni știm foarte clar că există și alte vieți, da? Le putem vedea. Credem în reîncarnare. E alegerea fiecăruia să creadă ce vrea, da? Însă, ceea ce este 100% sigur și experimentăm cu toții, este ceea ce trăim acum, aici, în prezent, da? Haideți să faci din viața asta o viață pe care să o dirigezi tu, da, în limita acelui liber arbitru. Nu ce zice vecina, nu ce zice mama, nu ce zice tata, trăiește-ți viața asta. Sunt adesea întrebat, știi, vine un om în cabinet și îmi spune, măi, care este scopul meu în viață? Eu când aud întrebarea asta, efectiv, mi se pune așa o ceață pe ochi, pentru că s-a bătut apa în piu la un moment dat despre asta și, din punct de vedere, este o strategie de marketing foarte bună. Adică tu vii la mine și o spun, Mirela, o să fii croitoreasă. Da? Tu asta trebuie să faci. Nu, te duci că trebuie să mă înțep cu acele pe mână, deci nu, te rog, găsește altceva. Și după aia le spun tuturor că scopul nostru în viață, de fapt, și menirea noastră este să fim fericiți. Dumnezeu asta vrea de la noi, da? Să fim fericiți prin tot ceea ce facem, tot ceea ce simțim, fă ceea ce îți place, fă ceea ce simți. Nimic nu este greșit, da? Suntem foarte urâcioși și judecăm foarte ușor oamenii. Ia uite-o pe aia că este grasă, uite-l pe ăla că nu știu ce a zis, are nasul strâmb sau are, Doamne ferește, un handicap, da? Măi, dacă omul s-a născut așa, este perfect pentru că așa a vrut universul ăsta, da? Fiecare avem o perfecțiune în noi. Și dacă noi ne debarasăm cumva de toate influențele astea negative și de toate, uite-l pe la ce a făcut ăla, ce zice vecina, dar dacă îmi cumpăr asta ce o să zică ăla, bucură-te mă de ce ai în momentul ăla, fă ceea ce simți. Că timpul ăsta trece fantastic de repede, adică gândește-te puțin, eu nu știu când a trecut ianuarie, februarie, vine acum martie. De asta cu trăiește-ți clipa, știi, părea la un moment dat o chestie filozofică, dacă stai să te gândești în simplitatea ei, că este o chestie foarte simplă. Este simplu, dar profund și adevărat. Exact, este chintesența vieții, trăiește-ți clipa. Dar lumea nu înțelege lucrul ăsta și gândește-te la altceva, uite, când erai copil, ții minte câte făceai într-o zi? Aveai timp ca să faci o groază de lucru. Ei bine, într-adevăr, la nivel energetic, timpul s-a comprimat. Ziua nu mai are 24 de ore, are undeva pe la 16 acum, da? Și cu atât mai mult. Presiunea acum e constantă, da? Era, nu mai știu cine a spus chestia asta, nu este a mea, dar era o chestie interesantă. Dacă tu, Mirela, astăzi ai o problemă, cu siguranță în mintea ta, în 10 minute, poate apare rezolvarea acelei probleme, dar ea se va manifesta în 2 săptămâni, da? Bine, tot din punctul ăsta, de când ai descoperit problema, până la cele 2 săptămâni, tu o să-ți faci griji constant în fiecare zi. Corect. Astăzi ai o problemă, știi că nu există nicio soluție. Efectiv, asta este, da? Tu tot îți faci griji. De ce îți faci griji? Că știi că nu există nicio soluție. Știi că rezolvi, de ce îți faci griji la 2 săptămâni? Păi este de alegere. Care vine din tine, Andrei. Vine din tine pentru că nu îți dresezi mintea, da? Pentru că nu îți lași mintea să fie în controlul tău. Pentru că ești influențat de ce ai auzit, pentru că tu ai o problemă și bă, a pățit și ăla la fel, uite, ăla a pățit așa, a ajuns la pușcărie, ăla nu știu ce a făcut, ăla nu știu. Știi, cumva vin toate informațiile alea, tu nu spui stop, da? Ok, eu sunt eu, am să rezolv această problemă cu siguranță. Dar haide să ne axăm pe noi, adică... Corect, ultima întrebare. Sunt zile în care te simți obosit. Da. Simți că n-ai energie, simți că ai o grămadă de lucruri de făcut și pe lângă grijile pe care te apasă. Dă-le oamenilor un exercițiu simplu să-și ridice energia și vibrația, fără să apeleze neapărat la tine, că nu pot veni la tine să nu urmă de mine, la orice cineva. În primul rând, ceea ce resimțim în momentul de față este o energie colectivă foarte joasă. Chiar dacă tu ești foarte bine, da, pe energetic, poți să preiei, pentru că energia e joasă, exact cum ți-am spus. Da? Și, într-adevăr, multă lume, cel puțin în ultimele 4-5 luni de zile, sunt foarte afectate, da, de o somnolență extremă, în mijlocul zilei te ia așa, dacă nu pui capul pe birou simți că mori în momentul ăla, da, și tot așa. Singura chestie care funcționează în lucrurile astea este să te oprești din ce faci. Deci te oprești clar din ce faci în momentul respectiv, iei o gură de aer, ești pe geam, ești pe balcon și faci 10 respirații, da? Inspir pe nas, expir pe gură, pentru a-ți relua cumva funcționarea ciclului energetic din corp. Cu insomnia,
Există multe variante naturiste. Putem folosi ulei de lavandă, da? Ne punem pe încheietură sau ne punem pe gât, da? Înainte să adormim cu jumătate de oră și cu siguranță o să ajute. Gândește la ceva frumos și nu mai stăm cu ochii în telefoane, da? În telefoane și ecran. Da? Eu recunosc că nu pot să fac asta pentru că e natura meseriei, dar funcționează. Și măcar o dată la 6 luni, ia-ți o zi pentru tine. Știi care e visul meu? Să arunc telefoanele toate din casă într-o zi pe geam și să nu le mai găsesc niciodată. Mulțumesc foarte mult!